Nenorocirile nu contenesc pe șoselele din țară. Un drumar a murit, iar alți doi muncitori au ajuns la spital după ce au fost loviți în plin de două vehicule implicate într-un accident. Tragedia s-a produs în apropiere de localitatea Bănești din raionul Telenești. Potrivit poliției, un bărbat de 59 de ani care conducea un camion a pierdut controlul volanului și a lovit un angajat al unei companii de reabilitare a drumurilor. În urma impactului, camionul s-a ciocnit cu o mașină care staționa pe marginea carosabilului. Ulterior, automobilul a lovit alți doi bărbați, colegi de-ai victimei. Din nefericire, bărbatul de 33 de ani a murit pe loc, iar ceilalți doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.